Salutare tuturor și bine am găsit la un nou video foarte special pe acest canal. Da, este mizerie, da, ieri am curățat, nu știu dacă o să vă las secvențe, am vrut să postez, dar totul s-a mai făcut, vă dați seama de ieri până astăzi, acum la cât filmez, e ora 1, 1 jumate aproape. Și da, cablul ăsta este de la bec, becul este oprit la pui. Ce să mai vă arăt? Da. Uitați aici mititelul, prieten, de ce e efectiv camuflat. Bine, acolo mititelul n-ai treabă. E un pic speriat încă. Are acolo o pâine, pâinea aia trebuie să-i o scot. Morcov, da. Acum e foarte ok, a băut lapte, a băut aproape azi a băut o 5 ml de lapte, deci o siringă de aia plină. O să-i mai pune acolo un bol micuț cu lapte ca să poată să bea. Gogolașa asta, pentru că este o fetiță, da, este o fetiță nebună, nebună. Asta la altă, e acolo, asta e un fluture, da, pentru cei care nu știți, rasele ăsta e un fluture, ăla este un cap de leu, fluture, cu urechile în os. Cred că se numește berbec, pitic, acum, nu știu, ăla este un iepure sălbatic, da, s-a interesat un abonat și ai voie să-i ții fără autorizare în captivitate. Probabil o să-i fac ceva micuț acolo în țarc, o să-i pun și da, prietene, pentru tine, Florin, da, parcă Florin, nu știu exact cine a comentat, dar mi-a zis cineva că păcat, că nu-l lași liber, e vremea lor, să-l lași liber, să fugă și asta. Bă, în primul rând, dacă eu l-aș lăsa în sălbăticie, 100% sălbăticie, e asta zis, da? În fine, liber, așa, cum să vă zic. Gen, nu în captivitate, na, m-ați prins voi. Dacă l-aș lăsa, ar avea 1% șanse să trăiască. În schimb, aici are puțin mai multe șanse. Mai ales dacă o să am grijă de el, o să dau lapte și mâncare și, da, se va acomoda până la urmă, pentru că nu mai este atât. Tot este puțin frigos, pentru că, vă dați seama, are instinctul ăla sălbatic. Dar, da, nu știu. Ce să vă mai zic, găinușele astea, Padawan, rațele, nu știu, scuze că n-am putut posta, v-am zis, rațele mele, n-am avut timp. Cloșcuța, ia-o acolo, ouăleu, clocește puțin mai bine acum și i-am pus fân, fapt v-am zis, cred că în episodul trecut, nu știu dacă v-am zis sau nu, ouăleu, că nu se închide asta, deci aici nu se închide. Au, găină în butoi. Nu cred că mai cloși pe ea, să vedem. Încetoc. Du-te sus. Nu mai e cloșcă? Nu știu dacă mai e cloșcă. Nu? Nu mai sunt cloși, prieteni, da. Prepelița. M-ați întrebat mult dacă mai iau. Probabil, nu știu. Da, prepelița. Miroase foarte urât, nu știu de ce. Dar ea, gen, are miros, nu cușca. Cușca e curată, n-are cum să fie murdară căcat pe acolo prin gratii, mizerile și da. Aici găinile mănâncă, n-au niciun stres. Ouă nu, ca de obicei. Da, ele s-au obișnuit să facă ouă în față, sar gardul, jmecherii de alea de-a lor. Da, mă, nu știu să vă zic. Da, ce să vă... Nu știu, poțit sebritul ăsta. În episodul trecut mi se pare că a fost liber, nu? Ia zic, ia să-l prindem puțin. E tare obosit. A obosit săracul. Da, e foarte frumos. Sexosul, uite, l-ai pe el. Etena, ce sexos. Ia l-ai, mă, hai, zboară. Da, e foarte, foarte autoritar. Minușa lui e acolo, uitați aici. Cocoșul de Padawan, rățușca la care am tăiat coada, mulți a zis că de ce am tăiat-o, era de ajuns doar penele, uitați să se focuseze. Deci vedeți, e tăiată. Îmi pare rău pentru zoom, dar se vede mai bine. Rățușca n-are stres acolo, hăț. E pe blană, pe John, pe Dalea. E ok, rața. Da, cușca asta am găsit, mi se pare că un ou. Ia uite. Că Padawan aia vrea să facă ou, nu știu ce vrea să facă. Rățoiul, copacul, bineînțeles. N-am trepiedul, probabil de aia se mișcă atât de brrr. Știi, nu știu de ce. Da. Coșuța iar e rău. La mai apucă și pe el. Iar vrea să se bată. Iar vrea să te bați.
Nu e bună. Să vă arăt puțin aici ouăle și dacă au făcut, nici nu știu. Eu acum nu s-a plecat la maxim, probabil habar n-am. Da, mă. Cloșcuța, eu v-am zis că o arăt în fiecare zi. Uite ce frumos, ce poză artistică. O să vin acum cu ea hâs, bă. Da. Pentru aia care m-a întrebat de ce o deranjez, bă, nu o deranjez, adică, brat, știi ce zic, ia să ne pot să pornesc blițul pe filmare acum? Ia, pornit în continuu, ia, e cu blița acuși, mă, nu știu. Vreau să vă zic ceva, o să stăm puțin mai mult la cloșcă, o să pun pauză pentru că, da, nu este bine să iei cu o mână. O să pun pauză și o să o scot puțin, oricum trebuie să mănânce, nu i-am dat astăzi de mâncare și nici apă. Trebuie să mănânce și o să vă arăt puțin ouăle și probabil o să le și verificăm. Prietene, am scos cloșca. O să mănânc puțin aici să mănânce. Foarte bună, prietene. Haideți să-i dăm și mâncare, ce să mai zic, pentru că nu mănâncă iarbă. Pentru că la iarbă poate ia oricând deși. Haide, haide, haide nebună. Haide. Hai, nu fi în transa de cloșca. Așa trebuie să mănânci. Este foarte bună, prietene. Este mult mai bună decât cealaltă. A, da. Dona. Dacă se vede, se vede. Ia să vă arăt. Dona. Și la Dona am făcut puțin curat pe aici, am măturat chestia asta. Da, Dona, că așa-i? Așa-i, Dona, așa-i. O să vă las acum pe fundal, oleo. O să vă las acum pe fundal o secvență când am spart acelou mic, 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 mic. Așa că vă las cu secvența și după vom reveni. Cum spargi un ou mic în 2019? Nu-i bun, bă, deci l-am verificat, nu-i bun. Sper să pot să-l urmesc într-un video. Păi ești prost, de-abia s-o spart un pic. Deci nu-i nimic în el, adevărat, dar... De-abia s-o spart, ești prost? A, uite, gă... Deci nu a fost nimic, oricum s-a trecut 3 zile. Bun, haide să revenim la video. Ok, am revenit cu cloșca, uite, și mică e, ce mică e, ce mare e. Da, ea se duce înapoi. Haide să o și vedeți procesul ei de înperechere. Ea este, crede că e amenințată. Haide, cloșcă! Haide, cloșcuță! Du-te, du-te! Du-te! Na, nu știu, nu mai merge. Da, măi, acum... Cine a ajuns până aici, vreau să scrie hashtag Sebricht în comentarii. V-am obișnuit cu hashtag-ul deja. Și vreau să-mi lăsați întrebări pentru Q&A, pentru că să fac un Q&A de la blană. Întrebări, orice vreți voi. Bine, să nu mai fie repetate. Uitați-vă la și alte Q&A-uri în caz că nu v-ați uitat, ca să nu repetați întrebările, pentru că da. Dar, să zicem, puteți pune orice întrebări, aproximativ orice. Ia puțin să îl țin mai așa. Da. Nu știu cum mă văd. Cam asta e videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share. Stai mă că. Un like, un share și un subscribe. Cu voi a fost Nuț. Ne auzim data viitoare la un nou video. Mulțumesc de vizionare. Ciao.